Vă salut, prieteni! Eu sunt Bogdan Gamaleț. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc din nou pentru interesul cu care mă urmăriți, dar și pentru comentariile frumoase pe care mi le lăsați. Azi am pregătit pentru voi un material documentat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Haideți să-l parcurgem împreună pentru că este deosebit de interesant. Lucruri mai puțin știute și secrete din viața regelui Charles al III-lea, născut pentru a fi rege. În lunga istorie a familiei regale a Marii Britanii, niciun moștenitor al tronului nu s-a pregătit pentru coroană mai mult decât regele Charles al III-lea. Când a urcat pe tronul Regatului Unit, primul fiu al reginei Elisabeta a II-a a împlinit un destin care i-a fost prezis încă de la vârsta de 3 ani, atunci când, în 1952, mama sa a devenit monarh. Charles Philip Arthur George s-a născut la 14 noiembrie 1948 și, fiind primul copil al reginei Elisabeta a II-a, a fost desemnat ca prinț de Wales și moștenitorul coroanei britanice. În cele 7 decenii de așteptare, actualul rege a fost urmărit de mai multe controverse și drame de familie, care au ridicat întrebări în legătură cu genul de suveran care va fi Charles, odată ce domnia liniștită, lungă și foarte apreciată a reginei Elisabeta se va încheia, ceea ce s-a și întâmplat în ziua de 8 septembrie 2022 la castelul Balmoral din Scoția. În aceeași zi, Consiliul de Coroană l-a și proclamat pe Charles rege al Marii Britanii și Irlandei de Nord. S-a păstrat astfel principiul secular. Regele a murit, trăiască regele! De ce se tem unii analiști politici? După cum susțin mai mulți specialiști britanici, buni cunoscători ai familiei regale, domnia lui Charles va fi cu totul diferită decât cea a mamei sale. Și asta fiindcă nu odată Charles s-a pronunțat într-o implicare mai mare a casei regale în afacerile interne și externe ale Marii Britanii. Astfel, analiștii se bazează pe opiniile politice expuse în mod public de Charles, ceea ce nu se cade pentru un membru al familiei regale britanice care ar trebui să nu se implice în politică. Au deranjat, acesta având un comportament total diferit față de imparțialitatea neclintită a mamei sale. Dar controversele din jurul pozițiilor sale nu reprezintă o noutate pentru noul rege. După cum ați observat din când în când, am avut tendința de a face un obicei din a-mi scoate capul deasupra parapetului și, de obicei, am fost criticat pentru că am punctat lucruri care au fost dintotdeauna uluitor de evidente pentru mine, a spus Charles într-un discurs susținut în ianuarie 2014. Alți analiști se tem de comportamentul viitor al noului rege, amintind de controversa și scandalul legat de mariajul marcat de infidelități dintre Charles și prințesa Diana și atitudinea aparent negativă pe care familia regală a avut-o față de aceasta după moartea ei tragică și mai nou de scandalurile legate de prințul Harry și soția sa Meghan. Și, deși conservatorii analiști englezi consideră că opiniile noului rege al Regatului Unit ar putea fi problematice din cauza că Marea Britanie este o monarhie constituțională, un sistem foarte diferit de cel al monarhiilor absolutiste precum Arabia Saudită și alte state din Golful Persic, alți analiști sunt convinși că monarhia britanică are neapărat nevoie de un suflu nou, iar Charles ar fi cel mai adecvat să reformeze regalitatea britanică și să o scoată din turnul ei de fildeș, să o modernizeze și să o facă și mai populară decât este acum. Oricum, monarhia britanică nu este în pericol. Peste 75% din populație o susțin și, ca dovadă, uitați-vă ce se întâmplă acum în Anglia. Milioane de englezi au stat 10 de ore pe marginea drumului pentru a-și arăta respectul și să o onoreze, pentru ultima dată, pe cea care le-a fost regină timp de 70 de ani. Printre milioanele de participanți la ultimul drum al reginei Elisabeta, poliția a înregistrat doar câteva cazuri disparate de protest împotriva coroanei britanice. Ce poate face Charles al III-lea?
După cum se știe, monarhul britanic este și șeful statului, dar nu deține nicio putere politică directă. Regele se ocupă doar de sarcini ceremoniale, precum învestirea guvernelor, reluarea activității parlamentului și aprobarea noilor legi. Până acum nu s-a pus problema intervenției coroanei în conducerea țării. Dacă ar face-o, s-ar declanșa o criză politică. Monarhul se întâlnește săptămânal cu prim-ministrul țării, dar, după cum a scris în 1867 eseistul Walter Bagehot, suveranul britanic are doar 3 drepturi. Dreptul de a fi consultat, dreptul de a încuraja și dreptul de a avertiza. Noul rege a declarat și nu odată că își va schimba comportamentul față de perioada în care a fost prins, spunând pentru BBC că zvonul conform căruia ar urma să se implice politic este totală nebunie. "Nu sunt atât de prost," a mai spus Charles. Chiar și așa, unii critici spun că părerile sale care au apărut în public ar putea provoca o criză constituțională dacă guvernul adoptă poziții pe care Charles le-a susținut în trecut, de la sprijinul arătat fermierilor până la aprobarea unor planuri arhitecturale controversate. De la noul rege se așteaptă ca acesta să-și utilizeze influența pe care o are în potolirea și chiar anihilarea mișcărilor naționaliste din Scoția și Irlanda de Nord, facțiuni care vor independența totală față de Marea Britanie, chiar dacă această dorință împlinită va aduce falimentarea celor două țări, ținând seama că atât Scoția cât și Irlanda de Nord depind economic de Londra și milioane de scoțieni și irlandezi își câștigă existența lucrând în Anglia. De asemenea, politicul britanic așteaptă de la Charles ca acesta să îmbunătățească relația cu Uniunea Europeană, agravată mult după celebrul divorț numit Brexit. În anii trecuți, Charles nu a vrut să discute prea des despre momentul în care va deveni rege. "Problema este că ești într-o situație în care nu poți să câștigi," a spus Charles într-un documentar BBC citat de agenția Reuters. "Dacă nu faci absolut nimic, se vor plânge despre asta. Dacă încerci să te implici, să faci ceva, să ajuți, din nou se vor plânge." O copilărie diferită și puțin cunoscută. Charles avea 3 ani când Elisabeta a devenit regină în anul 1952. Pentru micul prinț, copilăria a fost dificilă, pentru că tânăra lui mama a trebuit să pună serviciul ei în slujba regatului, mai ales că Marea Britanie se refăcea după cel de-al doilea război mondial, mai presus de orice. Noua regină a fost prima care a rupt tradițiile seculare și Charles a fost primul moștenitor al coroanei regale britanice care nu a fost educat acasă, cu perceptori și a urmat o școală de stat. De asemenea, prințul a fost și el primul care a obținut o diplomă universitară, chiar dacă uneori nu i-a fost ușor, după cum singur a recunoscut mai târziu în diferite interviuri acordate mass media. "Am picat de 3 ori examenele la matematică. Le-am promovat la 4-a încercare." La împlinirea vârstei de 17 ani, în anul 1969, Charles a primit oficial titlul de Prinț de Wales. La acea vreme, publicul îl știa mai degrabă drept un tânăr căruia îi plăcea viața și femeile frumoase. Dar Charles avea de pe atunci, dincolo de ce credea marele public, un simț al datoriei deosebit, moștenit clar de la mama sa, regina Elisabeta a II-a. Astfel, prințul urmează lecțiile școlii britanice de pilotaj și obține brevetul de pilot. Se înrolează în Royal Navy ca pilot în escadrila forțelor navale și ulterior a preluat comanda unui vas vânător de mine. A participat la mai multe misiuni, unele foarte delicate și în condiții naturale extrem de dificile. Femeile din viața prințului de Wales. Prima tentativă de căsătorie nu a fost, cum s-ar crede, cu Lady Di, ci la 31 de ani Charles i-a cerut mâna Amandei Knatchbull, nepoata unchiului său, dar a fost refuzat. A întâlnit-o apoi pe iubirea vieții sale, Camilla Shand, dar aceasta s-a măritat cu altcineva cât timp el slujea în armată. Abia în anul 1980 a început idila cu Lady Diana Spencer, sora mai tânără a unei fete din anturajul prințului.
Așa cum mărturisea el însuși, sunt destul de uimit că a fost suficient de curajoasă încât să mă accepte. Inevitabilul s-a întâmplat și peste 750 de milioane de oameni de pe tot globul au urmărit, în vara anului următor, ceremonia căsătoriei celor doi. Așa cum scriau tabloidele vremii, se pare că cenușăreasa și-a găsit prințul. După un an s-a născut William, acum moștenitorul tronului, iar în anul 1984 a venit pe lume cel de-al doilea copil, Harry. Dar, rapid, basmul cenușăresei s-a spulberat. Multă lume a dat vina doar pe Charles și pe infidelitatea lui, dar puțină lume știe că adevărul a fost puțin cam diferit. Însă Charles, ca un adevărat gentleman, a tăcut și a suportat, destul de stoic, acuzele aduse de mass media. Prințul Charles a recunoscut apoi că a înșelat-o pe Diana și a urmat divorțul. Deci, la începutul anilor 90, căsătoria Dianei cu Charles s-a destrămat. Atât prințul cât și prințesa de Wales au vorbit presei prin intermediul prietenilor, fiecare din ei învinovățindu-l pe celălalt de eșecul căsniciei. Charles și-a reluat vechea relație cu Camilla, ducesă de Cornwall. Când a fost întrebat ce rol a avut Camilla în eșecul căsniciei sale, Diana a spus, într-un interviu la BBC, "Ei bine, erau trei persoane în căsnicia noastră, deci era puțin înghesuială." Dar ce Diana nu spunea era faptul că ea fusese de fapt cea care trădase prima. Într-un târziu a recunoscut că avusese o relație cu instructorul ei de călărie, James Hewitt, după care s-a aflat că Hewitt nu fusese singurul amant al prințesei. Presa, descoperind că Lady Di avusese o aventură printre alții și cu cel care îngrijea de grădina palatului și pe care presa îl numea conspirativ Grăjdarul. Charles recunoscuse și el că a avut o relație extraconjugală. Prințul și prințesa de Wales s-au despărțit în fapt pe 9 decembrie 1992, iar pe 3 decembrie 1993 Diana și-a anunțat retragerea din viața publică și a primit despăgubiri de circa 17 milioane de lire. După sfârșitul tragic al Dianei, Charles a trebuit să învețe să-și crească singur copiii. În anul 2005, iubita din tinerețe, Camilla Parker-Bowles, i-a devenit a doua soție. Charles, Vlad Țepeș și România. Actualul rege al Marii Britanii este un îndrăgostit de țara noastră, mai ales de Transilvania, unde, de fapt, și deține câteva proprietăți. Iar una dintre fundațiile patronate de el se ocupă cu restaurarea multor clădiri istorice de patrimoniu din Ardeal. Însuși prințul a contribuit la realizarea unui excepțional documentar despre România, promovând țara noastră așa cum nu a făcut-o niciun român, din păcate. Noul rege al Marii Britanii deține o proprietate la Viscri, Brașov, și alta în Valea Zălanului, Covasna. În ziua morții reginei Elisabeta a II-a, pe poarta casei din Viscri, județul Brașov, a regelui Charles al III-lea, a fost arborat un steag negru și a fost montată o plăcuță cu un mesaj de condoleanțe. În prezent, Charles are și o fundație în România, Ambulanța pentru Monumente fiind cel mai activ și mai vizibil proiect al fundației. Prin acest proiect se salvează clădiri și chiar monumente istorice de mare valoare, precum cetățile dacice de la Costești, zidul de incintă al fortificației din Sighișoara, multe biserici care sunt pe lista UNESCO, cum ar fi cele din zona Hațegului sau culele din Oltenia, etc. Arborele meu genealogic arată că sunt descendentul lui Vlad Țepeș. Aceste vorbe rostite de prințul Charles au părut multora o glumă menită doar să accentueze pasiunea pe care prințul o are pentru Transilvania. Și totuși, afirmația moștenitorului tronului britanic se bazează pe arborele genealogic cuprins în cartea British Chronicles, Cronicile Britanice, a scriitorului David Hughes, operă ce prezintă patru variante prin care sângele de familie a lui Vlad Țepeș însuși a ajuns, prin doi dintre fiii lui, direct la Charles. Poate și de asta prințul a mai declarat că
Iubesc la România sentimentul ei de veșnicie. Este aproape ca în poveștile copilăriei, documentarul despre țara noastră de Travel Channel. Astfel se explică iubirea sa pentru acest pământ, fiindcă el se află, cum se spune, chiar în sângele prințului de Wales, străbunii lui provenind pe linie directă din spațiul românesc. Întorcându-ne în timp, o găsim pe contesa Claudia Redei din St. George de Pădure, Mureș, străbunica lui Charles, a cărei nepoată, Mary de Teck, a fost, ca soție a regelui George al V-lea, regină a Marii Britanii, dar și bunică a actualei regine, Elisabeta a II-a. Iar după David Hughes se merge și mai departe, autorul legându-l genealogic pe actualul rege de familia Basarabilor, din care și voievodul Vlad Țepeș făcea parte. O familie care este întemeietoarea țării românești și considerată de unii istorici adevărata casă regală a României. Însă legăturile sunt și mai strânse datorită prezenței pe tronul României a familiei de Hohenzollern. Fosta regină Elisabeta a II-a și regretatul rege al României Mihai I au avut o străbunică celebră, pe regina Victoria. Astfel, fostul monarh al României era văr și cu regina Elisabeta a II-a, dar și cu prințul consort Philip. Povestea legăturii speciale dintre regii noștri și cei ai Marii Britanii începe cu aproape un secol în urmă, grație unui personaj excepțional din toate punctele de vedere. La naștere a primit numele de Marie Alexandra Victoria, prințesă de Edinburgh, dar noi o știm, ca de altfel o lume întreagă, drept Regina Maria a României. Cei care au avut privilegiul de a-i fi contemporani spuneau despre prima regină a României Mari că era un amestec perfect între rigoarea anglosaxonă și melancolia slavă. Evident, Maria le avea în sânge pe amândouă. Bunicul său din partea mamei era țarul Alexandru al II-lea al Rusiei, iar bunica sa dinspre tată era nimeni alta decât regina Victoria a Marii Britanii. Când a venit așadar pe lume, la 29 octombrie 1875, într-un conac romantic din sudul Angliei, micuța Marie Alexandra Victoria pornise din start într-o călătorie de care puțini au parte în viață. La doar 16 ani, jocul alianțelor matrimoniale dintre casele regale a logodit-o cu Ferdinand de Hohenzollern-Sigmaringen. Prinț german și nepot al Kaiserului, el era și moștenitorul tronului României. Lor le datorăm trei generații ale casei noastre regale: Carol al II-lea, Mihai I și actualul custode al coroanei, principesa Margareta. Ba, mai mult, Mihai I avea să se căsătorească cu prințesa Ana de Bourbon-Parma, cu legături de sânge în toate casele mari regale din Europa. Concluzie. Acesta a fost pe scurt prințul Charles, cu bune și cu mai puțin bune. Rămâne să vedem de acum înainte cum va fi regele Charles al III-lea. Prieteni, sunt Bogdan Gamaleț și vă aștept cu mult drag și data viitoare. Nu uitați că viața este frumoasă, iar noi încercăm să vă facem și mai frumoasă. Mulțumim prietenului nostru George Hodorogea pentru că ne este alături. Pe curând!